Частная компания Glooring Engineering, которая оказывает в Бельцах услуги по водоотведению и очистке сточных вод, должна Приморье около 2 миллионов леев. Долг датируется 2014 годом, а представители компании оправдываются, ссылаясь на недостаток финансовых средств. Об этом заявил вице-мэр Бельц Игорь Шеремет на заседании с руководителями муниципальных предприятий. Он отметил, что местные власти уже предприняли определенные меры по сбору долгов. После пасхальных праздников, как сообщил Шеремет, последуют более серьезные меры. Și într-o evitare a multor speculații în perspectivă, blocarea activității curente, întreprindere, etc., eu cred că conducerea de vârf trebuie să întreprindă cât de curând măsurile necesare ca să ajungem la o tranzacție din păcare. Să nu ajungem deja la alte, spunem așa, măsuri procesuale, inclusiv și cele de asigurare. Nimai vorbind și pe relațiile contractuale. Eu înțeleg toate, dar măsura în care datoriile deci, s-au acumulat din 2014 inclusiv, deja se fac multe semne de întrebare. Una, a doua, vreți sau nu vreți, să știți, să mă duc eu la concluzie, că parcă sunt în tendințe parazitare, știți? Să primiți serviciu public, să primesc, să încasați regulat și cu plăcere tarifică corespunzătoare, dar, iată, creanțele de datoriale sub formă de royalty, de bugetul local, deja care depășesc de un an de legi, cam nimeni nu se grăbește. Nimai vorbim și de alt segment. Eu rog foarte mult. Noi deja, după Paște, să comunicăm deja altfel. ООО «Glooring Engineering» начало свою деятельность в 2013 году, когда системы канализации и очистки сточных вод в Бельцах были переданы этой компании в концессию.